Noi învinuiri din partea lui Veaceslav Ionita, acesta l-acuză pe Vlad Filat că ar fi furat alte 330 de milioane de lei de la Banca de Economii. Liderul PLDM a anunțat ieri că îl va da în judecată pe Ionita. Astăzi acesta a făcut publice noile dezvăluiri în cadrul ședinței Comisiei Economie, care a semănat însă mai mult cu o conferință de presă. Ionita i-a dus la ședință și pe cei care i-ar fi trimis toate materialele compromițătoare. Este descris o schemă de sustragere ilegală a 330 de milioane de lei, suplimentar la ceea ce am vorbit vineri. Ionita i-a dus astăzi la ședința comisiei pe câțiva reprezentanți ai unor companii care i-ar fi trimis toate materialele legate de Banca de Economii și care ieri au prezentat într-o conferință de presă aceleași informații. Am urmărit puțin conferința lor de presă, am văzut că nu prea au darul de a-și expune gândurile. De atât așa am fost ales ca deputat 5 ani în urmă, mi-aduc aminte din cauza, poate de atâta că câteodată reușesc coerent să explic anumite lucruri, de atât așa am fost ales. Voi fi nevoit să angajăm cel puțin doi consilieri să ocupe doar cu primirea documentelor legate de Banca de Economie. Reprezentanții acestor companii afirmă că au fost înșelați de anumite persoane ca să ia credite de la Banca de Economie, iar ulterior șantajați să transfere banii pe conturi offshore. Ei n-au putut spune clar pe cine acuză. Eu nu pot să-i aduc învinuiri domnului Filat, încă o dată vă spun. Dar aveți bănuieli. Avem bănuieli, da, bănuieli sunt, însă dovez că eu decid. Asta în timp ce Ionita este sigur că în spatele schemei stă fostul său șef de partid. De nefericire este o persoană care m-a convins 5 ani în urmă să merg să mișcăm Moldova înainte. Sau... Domnul Filat? Domnul Vlad Filat, exact. Ieri, în cadrul unei emisiuni televizate, liderul PLDM, Vlad Filat, a anunțat că îl va da în judecată pe Ionita pentru că l-ar fi acuzat pe nedrept. Voi răspunde scurt. Eu am un vis pe care alare și Angela Merkel. Cei care au furat banca și aeroportul să le întoarcă înapoi cetățenilor, măcar cu o zi înainte de integrare în Uniunea Europeană. Asta deși acum un an președintele Comisiei Economie declara că la Banca de Economii și Aeroport totul s-a făcut legal. Atunci, în acel moment, vorbeam despre salvarea băncii, acum vorbim cu totul despre alt lucru care nu are nicio legătură cu declarații în media în trecut. Vorbim despre faptul că se fură din bancă. Ca să-l asculte pe Ionita a venit și fostul său coleg liberal-democrat, Ion Butmalai. Eu m-aș bucura el să înceapă să spune despre casa procurată de către Veaceslav Platon pentru Veaceslav Ioniță pe insulele Maldivii și multe, multe alte încălcări care le-a comis Ionită pe parcursul activității. Fracțiunea de ce le-a tolerat aceste încălcări? Păi nu tolerat nimeni. Comuniștii prezenți la ședință spun că nu și-au făcut încă o părere. Я не могу сказать, является ли это правдой. Это вызывает озабоченность, потому что похоже на правду, возможно. CNA a anunțat că se va autosesiza pe marginea documentelor prezentate de Ionita. După ce Renato Usati a anunțat acum câteva zile că mai mulți deputați PLDM vor părăsi formațiunea, astăzi fracțiunea PLDM a anunțat că a semnat o declarație comună în care își reconfirmă sprijinul pentru partid. În declarația semnată de 30 de parlamentari liberal-democrați, aceștia spun că își vor exercita mandatul până la capăt și nu vor părăsi fracțiunea PLDM.